Transmisia noastră video numărul 4 începe acum. Știți că ultima oară am rămas la faptul atenție de unde iei sfaturi. Este colosal de important. Și mi-a venit o povață. Un om celebru a spus clar că distruge o națiune prin educație. Dacă educația nu este de calitate, omul se poate distruge. Adică, cum să înveți să faci afaceri de la un profesor care nu a făcut afaceri? Cum să înveți să fii un familist de la o femeie divorțată? Cum să înveți să conduci mașina de la un șofer care circulă duminica? Exemplele pot continua. Haideți să revenim la oile noastre și anume, ai peste 40 de ani și dorești să îți îndeplinești obiectivele. Am uitat să-mi scot ochelarii. Scoate-i. Da, am 52 de ani și mai am nevoie de ochelari. Însă, ca să înregistrez acest video, merge și fără. Așa mi-a spus Andreea că e bine fără ochelari. Și eu ascult pe Andreea. Da. Mulțumesc. De ce fac asta? Atenție, știu că am spus acum ceva, parcă o înregistrare sau două, că noi avem un curs total gratuit. Nu, este un mini curs total gratuit. Pe internet este extraordinar de multă informație. Însă informația, cum spuneau niște contemporani, Doru Pelivan și Pera Novakovici, informația nu este educație. Deci noi o să dăm valoare cu acest mini curs, însă o să avem și un curs care are o sumă modică față de valoarea pe care o are. Și după cum spunea, alt cuplu, mi-a plăcut, am fost eu la multe întâlniri de-a lungul ultimilor 10 ani și se spunea așa: cumpărând cursul meu, o să avem o relație pe viață. Este adevărat. Așa este. Așa, să revenim în subiect. De ce fac asta? Poți să completezi? Te rog, Andreea, scuză-mă, nu ți-am dat cuvântul. Te rog să mă ierți. Am mai câștigat doi prieteni pe viață, pe Doru. Da, și ok. Pe... Nu spui tu pe celălalt? Pe Pera Novakovici. Am zis să mai destin. Pera Novakovici. Era prea serios. Doru Pelivan, un tip de 20 și de ani. Și Pera Novakovici de 30 și de ani. Deci vedeți cum învață un om de peste 50 de ani de la niște puști. Dar așa este bine. Învață de la cei care au minim doi pași în fața ta. Așa este. Eu am început cursurile acum 10 ani cu multe personalități, dintre care și cu Laurent. Multe persoane îl cunosc și l-am urmărit și îl urmăresc în continuare. Laurent este tot așa un prieten. El știe asta. Referitor la minicursul nostru. De ce fac asta? Îmi place foarte mult să ca lumea să o ducă mai bine și să-și atingă țelurile. Eu cred chiar că sunt specialist, timpul va dovedi asta și rezultatele noastre. Deci de aceea vreau să-i ajut pe ceilalți, să te ajut pe tine personal, pentru că pot. E simplu. Pentru că pot. Și împreună cu Andreea, ce-mi scapă mie, nu-i scapă ei. Femeia e femeie. Okay. Când vrei să spui ceva, Andreea, spui. Da. Uite acum vreau să spun de ce fac
Te rog. Ceea ce fac. În primul rând pentru că mă simt împlinită, fericită și vreau tot ce este mai bun. Vreau să fiu cea mai bună variantă a mea, în primul rând. Așa mă simt împlinită, dorită. Chiar și apreciată și iubită. De unde vine? Din dorința de schimbare. Datorită faptului că sunt, nu știu, o persoană foarte atentă, ce ține pe partea de sănătate, iar pentru mine un corp sănătos și plin de energie este, pot spune, bogăția mea, a noastră, de fapt. Da, bogăția mea, a noastră. Iar cred că... Da. Poți să vorbesc, da? Da? Mai am tot așa, din amintirile mele, ceva macabru, dar foarte, foarte interesant. O persoană de vârsta mea a fost invitată de copilul lui la munte, cu cortul. Tatăl i-a spus, mă fiule, sunt un pic ocupat. Îți promit când o să ies la pensie, o să te însoțesc pretutindeni. Ce s-a întâmplat după 10-15 ani? Când a venit pensia, tăticul nu a mai avut chef. I-a trecut cheful. Bun, nu, e foarte adevărat și trist. Nu așteptați pensia, nu. Deci, poți să realizezi orice vrei. Dacă acționezi și dacă plătești prețul. Plătește prețul și o să ai tot ce vrei. Prețul constă în ore și timp. Cel mai mult, știți că contează ceea ce faci efectiv, plus valoarea. Dăruire. Da, nu cântece și poezii. Trebuie să faci și să ai un mentor. Bun. Cum te ajut pe tine? În primul rând, dacă știu ce trebuie, te pot ajuta. Deci îmi trebuie obiectivul tău și câte ore ești dispus să aloci pentru visul tău. Știi cum am spus în prima transmisie? Un om cu un vis nu poate fi îngenunchiat. Mulțumesc pentru asta familiei Ciobanu, cu ajutorul căreia am reținut această informație fantastică. De atunci a venit schimbarea mea. Vă mai spun un mare secret. Bărbații știți că arată câteodată ca niște statui. Mulți nu prea știu să zâmbească. Eu, de exemplu, până la 40 de ani, eram ca orice bărbat. Nu zâmbeam, decât poate cine știe în ce condiții. La un banc bun. Dar în principiu nu prea zâmbeam. Ideea este că am fost într-o afacere în care era necesar să zâmbești. Și mi-am dat seama că e ok. Încă o dată. Este o învățătură. Să înveți să zâmbești. E simplu. Să zâmbiți tot timpul. Da. Aștept cu drag repliul tău. Doar împreună vom fi mai puternici și te pot ajuta și dacă vrei și tu poți ajuta pe alții. Andreea, te rog frumos, încheie tu această frumoasă transmisiune. Cu multă căldură și pace în suflete? Spune-ne, te rog, o povață, ceva, o istorioară. Ceva frumos ce te-a învățat bunicul tău. Bunicuțul meu, tătăițul meu, cum îi spuneam eu, pe care și acum, chiar dacă este în ființă, iubesc enorm de mult.
spunea să fii un om bun și dedicat. În ceea ce vrei să faci, dar să faci bine. Să încerci să faci bine. Să fii un om bun. Așa îmi spunea mereu. Să fii un om bun. Mulțumim. Îți doresc ce-ți dorești. Însă, fără a face, este de domeniul imposibilului. Faci și ai. Nu faci, nu ai. Și vorba lui Laurent dă 100%. Eu de obicei cam dau cam 150%. Am muncit în vânzări 30 de ani, cam 14 ore pe zi. Făceți socoteală. O zi de vis să aveți, precum o planificați.